Chinul giurgiuvenilor, locatarei blocului B3 pe 1 Est din Calea București a luat sfârșit după ce o săptămână s-a îndurat lipsa de apă la robinet. De astăzi, locuitorilor scării B le curge din nou apa prin instalația apartamentelor. Publicarea, ieri seară, la TV Giurgiu, a știrii referitoare la datoriile vechi din 2014 către Apa Service și neînțelegerile cu administratorul Asociației de Proprietari, a stimulat inițiativa unui reprezentant al locatarilor. Acesta a recurs la un dialog cu membrii conducerii instituției prestatoare de servicii și a reușit rezolvarea problemei. Din data de 6 aprilie anul curent, ora 12, a fost oprită apa pe scara B, la B3 pe 1 S, ca urmare a unor restanțe care există, restanțe mai vechi, și care, în urma discuțiilor care au fost astăzi la sediul societății Apa Service, cu conducerea, am stabilit reașalonarea acestor datorii și să se dea drumul la apă. Astăzi, ca urmare a acestei discuții, la ora 11 s-a reluat apa rece. Deci apa rece există la ora aceasta la robinet. Și am reușit și noi să intrăm într-un oraș civilizat, într-o zonă civilizată. Noi vă mulțumim dumneavoastră și celor care ne-au sprijinit, pentru ca să putem și noi să trăim într-o spațiu civilizat și care să ne asigure tot un minim de confort. Reamintim că 12 familii au fost nevoite să suporte criza de apă și menționăm că, prin dialog cu reprezentanții Apa Service, se pot rezolva multe dintre problemele abonaților, fără să se mai acumuleze datorii vechi de ani prin care se fac să sufere și cei care își plătesc regulat facturile.